Ziua Științei, eveniment organizat la Liceul Tudor Vianu în fiecare an, a fost și astăzi o acțiune de succes. Experimentele pregătite de elevii și profesorii liceului i-au impresionat pe oaspeții acestora, elevi de la școlile generale din Giurgiu. Ca de fiecare dată, aceștia au fost invitați în laboratoarele de biologie, fizică și chimie, unde le-au fost prezentate aplicații practice. Științele acestea biologice, care sunt atât de importante pentru viața noastră, și au o aplicabilitate foarte mare în viața de zi cu zi. E un domeniu extrem de interesant, extrem de atractiv și copiii ar trebui să-l descopere mult mai mult. Biologia nu înseamnă numai lecția învățată la clasă. Biologia înseamnă mult mai mult, înseamnă tot ceea ce ne înconjoară. Aveți ocazia să vedeți montaje experimentale realizate de elevii acestui liceu la orele de fizică. Prin aceste montaje ei pun în evidență ceea ce au învățat în orele de fizică, pun în evidență fenomenele pe care le-au studiat la ore. Sunt experimente realizate cu materiale uzuale. Prin experimentele pe care o să le vedeți astăzi, o să vedeți că ei au înțeles ce se întâmplă. Și sper să fie o activitate interesantă pentru voi. În același timp este o activitate interactivă, puteți să puneți întrebări și puteți chiar să interveniți în realizarea experimentelor. Elevii liceului Tudor Vianu, angrenați în programul pregătit pentru Ziua Științei, au demonstrat că au venit astăzi cu lecțiile învățate. Apa sintează gravitația. Presiunea atmosferică minge de jos în sus, iar tensiunea superficială acționează la baza tifonului și nu permite apei să curgă. La experimentele prezentate în laboratoarele de biologie, fizică și chimie s-a alăturat și programul pregătit de profesorii de la catedrele de limbi străine, franceză, engleză și germană și de la cele de geografie și istorie. Mai multe amănunte în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.